Microbuzul care îi ducea la muncă a ajuns un șanț din cauza poleiului. Din aceeași cauză, o tânără din Gorj s-a prăbușit de la câțiva metri într-un șanț de la marginea drumului. Poleiul, ăsta e de vină. Poleiul, nimic decât poleiul. Aici au mai fost accidente. Uuuu, 5. Șoferul a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat. După un patin, câțiva metri s-a oprit într-un șanț. Cei 12 pasageri au fost la un pas de moarte. Am auzit niște strigete de femei, mi-am pus mâinile în dreptul capului și după aia s-a oprit vehiculul pe teren. Microbuzul era dotat cu anvelope de iarnă pe partea tractoare spate. Din cauza poleiului, o tânără din Gorj a pierdut controlul mașinii și a plonjat într-un șanț adânc de câțiva metri. Haideți, ziceți-ne ce s-a întâmplat, că nu... Dar ce s-a întâmplat? Se circulă foarte prost, drumul este deloc nu este pregătit de către primărie. Nu s-a dat cu nisip, nu s-a dat cu pietri, nu s-a dat cu absolut nimic. Este sticlă, nu se poate circula. În Harghita, șoferul unei dube a ieșit de pe șosea și a izbit un autotren parcat. Șoferul dubei spune că drumul era necurățat și că nu a putut să oprească. Eram parcat, oprit de domnii de la poliție, oprit în parcarea pe contrasens și... Stând aici, așteptând să dea drumul la circulație, au venit duba, a intrat frontal în mine. Degeaba am vrut anul să iau la dreapta, să revin la loc, că n-am putut. M-a început după accident să curățe, n-a fost curățat. Adevăratele probleme abia încep însă. În zilele următoare, viscolul și ninsorile vor pune stăpânire pe întreaga țară, iar mercurul din termometre nu va urca nicăieri peste 0 grade. Mâine este ziua Unirii, iar pregătirile sunt în toi, mai ales la Iași. Străzile sunt măturate, se pun steaguri și se montează scene pentru...